de coleg bun Cristian Ignat, pe PC director la două paragrafe de contele noastre de AdWords. M-a sunat astăzi și mi-a zis, băi, eu sunt plecat, te rog, du-te tu în locul meu. Dacă tot am venit eu în locul lui, am luat prezentarea făcută de el și am îmbogățit-o un pic, am pus câteva chestii în plus. Să-i cine ghicește unde este... Unde este domnul Cristian Ignat? Columbia? Mai era cu alt timp de... Vă transmite salutările lui din Amsterdam, că mai pot. Prezentarea de astăzi, el trebuia să vorbesc despre Market Motive. Market Motive e o companie fondată de Avinaș Coșii. Toată lumea a auzit de Avinaș. Cine a auzit de Avinaș? E un fel de guru în Google Analytics. E evanghelist la Google pentru Google Analytics. A scris cea mai cunoscută carte de Google Analytics și în final a înființat o companie care se ocupă cu cursuri de marketing online. Market Motive ne-a fost pentru o perioadă, am testat să fim reprezentați Market Motive în România, reseller de fapt. Cum am ajuns la toată povestea asta, am stat și ne-am gândit așa, băi, dacă pentru, nu știu, pentru inginer există politehnica, dacă vrei să fii economist, există, nu știu, ASEU, dacă vrei să fii doctor, există medicina și așa mai departe, dacă vrei să fii psiholog, există Universitatea București, așa. Dacă vrei să faci marketing online, adică AdWords, să știi analytics, să faci SEO, să faci, nu știu, marketing afiliat, în România nu prea există așa ceva. Există un master la ASE de marketing online, dar m-am uitat pe peste cursuri și nu sunt, nu știu, a făcut cineva masterul de la ASE de marketing online? Da. Ok, bine. Nu pot să zici că, da, pentru cineva foarte, foarte, foarte începător, ok. Dar restul România nu prea ai unde să te duci și să... Sunt cursuri, să dai niște bani. Să dai niște bani și să te învețe cineva, să-ți dea o diplomă, o certificare, practic nu ai cum să dovedești că ești expert. Asta apropo și de, sau mă rog, că ai urmat niște cursuri. Despre Cristian Ignat, certificat Google AdWords, cu cum să se ocupă de conturile noastre, certificat Google Analytics și pe PC Marketing Director sau Manager la două parale. Eu, în momentul de față, nu mai fac direct SEO sau PPC, însă trebuie să știu toate aspectele astea, pentru că mă ocup de tot ceea ce înseamnă marketing la două parale. Prima campanie am făcut-o în 2007, la AdWords, era pe Dog Party Training. Pentru ce, în traducere, da, cum să-ți înveți câinele să se facă la uliță sau să facă pe toată casa. Erau niște produse digitale care se vindeau undeva în America. Nu mai țin minte exact când a venit AdWords în România. În 2007 nu cred că se putea. Ba da. Am făcut eu în 2004. Nu era 2004, 2005, atunci. Atunci, în decembrie 2004. Avea variantă pentru începători. Și dacă dădeai examenul de AdWords, te întreba dacă pe variantă de începători poți să faci placement campaigns, știi, și nu puteai. Și eu nu știam, pentru că nu încercați niciodată varianta aia de placement. Aia a fost primul examen pe care l-am picat, dar... Atunci îl luați. L-am picat atunci. Trebuia să ai carte din afară și să zici că stai undeva în afară. Da, e adevărat, trebuia să ai carte. Așa era oficial în România. În 2008 am luat certificarea, în momentul ăla, acum parcă sunt 4 certificări, atunci era o singură certificare care să dea. Ce am pățit eu atunci, în momentul în care am vrut să dau certificarea, am rămas fără net, mă rog că m-am gândit înainte, dar am avut un stick de net, acum nu știu dacă se poate relua. În momentul ce o dai, trebuie dacă rămâi fără net. Se poate relua în același moment, nu e problemă. Se poate relua în același moment? Da. Te vorbești cu ei. Da, ideea e că vă recomand să aveți și în momentul în care dați certificarea și mai ales la ei. Păi dacă aveți și noi telefon la ei, adică... Băi, sincer să zic, chiar dacă nu sunt nu sunt complet militant pentru drepturile, să zicem, na, pentru ce face Google România, la numărul la telefon nu ne-a răspuns și nu știa că suntem noi, deci ne-am gândit că ar răspunde și la zi, da? Deci ne-a răspuns și ne-a rezolvat o parte din problemă, Asta te referi acum, într-adevăr, cu echipa de aici, în România. Da. Am niște amintiri foarte plăcute cu echipa din Irlanda pe vremuri, știi? Păi, numărul e din Irlanda, numărul ăla.
Nu, e număr de România. E număr de România. Da. Sportul e oferit în Irlanda, de câte știu și. Nu, există sportul România. Sportul România. Okay. Între ora 11 și 3. Oricum, noi sunați, da, da. Nu sunați cu chestii. Nu. Nu, chestii simpluțe, dar pe care nu poți să le rezolvi fără ei. De exemplu, cum să muți listele de remarketing dintr-un cont în altul. Asta ți-o fac ei. Sau, de exemplu, dacă lucrezi asta zic. Sau dacă lucrezi într-un cont de gambling, de exemplu, păi asta zic. Dar după cum nu toți suntem atât de fericiți ca oamenii aici de față să mă sun să sună oricând la Google și așa, propun să mergem mai departe. Bun, în 2006, cum am început eu, cum am ajuns la chestia asta, în 2006 am început cu SEO și am început cu Black Hat-ul de la SEO. Nu știu dacă știe cineva și eu ce înseamnă SEO. Ce înseamnă White Hat? Dacă vă pasionează domeniul Black Hat, vă recomand cel puțin ce spuneam, că am văzut că acum încă e la modă, apropo de Sundays, Syndicate. Vă recomand de la un forum excepțional de învățat. White Hat sunt atâtea cărți, în principiu, forumuri, bloguri, regulile de bază, în principiu, nu se schimbă, n-ați niște update-uri care vin și care... Și Warrior Forum-ul nostru. Warrior Forum foarte bun și foarte bun și pentru afiliere, Warrior Forum. Da, și cum am început, eu am văzut niște DVD-uri de la Stampernet, în momentul de față nu mai există, erau niște cursuri care se plăteau cumva, erau vreo $800 pe lună, era un fel de market motiv, dar ce vă prezint în seara asta, dar mai că erau orientate pe, mai mult pe partea asta de SEO și PPC pentru e-commerce. Cristian Ignat, market motiv, ăștia au două feluri de certificări și de cursuri. Poți să faci cursuri self-paced sau niște cursuri de master. Care costă diferit. Costul self-paced costă $300 pe lună și trebuie să faci cam 3 luni ca să poți să le duci la capăt. Și costul de master costă cam $3000. Și din câte știu eu și din câte mi-a zis Cristi, el e singurul în România care a plătit banii ăștia și care a făcut cursurile și are masterul la Market Motive, a plătit $3000 și a luat diploma. Eu o să vă povestesc că am adus pe momentul în care noi am adus cursul de Market Motive în România, am făcut și un concurs în care oferam o lună de participare gratuită câștigătorului și câștigătorul a fost un super afiliat de la noi, Sorin, nu mai știu dacă numai. Sorin a câștigat, el o să copie, are experiența cea mai proaspătă cu Market Motive, ca să zic așa că să vă povestesc eu mai multe despre ce se întâmplă acolo. În principiu, avantajele sunt mari, sunt câteva la număr. Unu, aveți acces la oameni excepționali, Avinaș, care v-am zis că este fundatorul, Brad Jedes, care e un guru pe BBC, și Brian Eisenberg, pe care România a început să-l cunoască mai mult în momentul în care a venit la GoPack, dar a scris o carte excepțională, Always Be Test, încă și tot cineva. Da, vă recomand de asemenea. Expert în usability, nu știu exact care e varianta în română. Ideea cu oamenii ăștia sunt ca mentori, vă răspund la întrebări, aveți teme, deci exact ca o școală. Exact ca o școală, și la sfârșitul căreia dați un examen și luați un certificat. Nu o să zic că da, lăs și pe Sorin. Am căutat câteva cifre interesante, de fapt Cristi a căutat și până l-am completat eu. Conform Master.com, care din câte știu e cel mai mare, sunt de cele mai mari site-uri de job-uri din lume, sunt 200.000 de posturi libere în marketing online. Salariul mediu în state e de $71.000, nu știu, dar noi probabil că e un pic mai puțin. Așa. Creșterea de oameni care se duce la marketing online este în creștere, în SUA, la noi cu atât mai mult, pentru că la noi domeniul este foarte, foarte, foarte nou. Cum se treaba în România? Mi-a plăcut că am mai făcut eu prezentare, cred că la Lumea SEO. Sau nu știu, sau chiar la noi, la două parale, la întâlnire. Ideea e că am căutat pe acolo și tot felul de job-uri de-astea interesante. Zic ce mai există nouă lucrătorul de meserii și lista, bunitor brută, agent, conducător, câini, serviciu, cap de masă, șef, coloan, auto, colector și sortator, păr, parașutist, încercător, asta e.
A, deci astea sunt toate reglementate în nomenclatorul de meserii și sunt scrise în cărțile de muncă ale unor oameni. Mă rog, acum nu este cărți de muncă, dar fizice, dar există. Contracte de muncă, da. Există contract. Există contracte, da. Scrie în contract. Deci, în schimb, nu există operator SEO, date. Nu știu, dacă intrați pe SEO mod sau așa, tot auziți de SEO engineer sau... Nu există așa, nu există specialist PPC. Nu există social media manager, care e o meserie absolut la mod acum, social media manager. Blogger și așa mai departe. Ce, și ar cam teoretic, în timp ar trebui să se reglementeze, să renunțe la o parte din meserile astea care nu o să mai fie, de care nu o să mai fie. Ele se reglementează dacă sunt propuse de comunitatea care practică meseria. Aici trebuie să începem de undeva. Trebuie să începem. De aici. Ne bazăm foarte mult, știu că asociația când s-a lansat, un important era aceasta. Ușor, cu baby steps. Baby steps pe baby steps. Deci o certificare, din nou, sunt foarte multe joburi. Dacă nu știu, la ultima oară, își caute cineva job în momentul de față? Nu! Caut job? We are all successful. Eu, dar nu românesc. Tu, dar nu i-am zis. Că sunt pe e-jobs și pe best jobs, 10 sau 100 de joburi. 78 de locuri de muncă pe Bejo, de exemplu, au conțin partea asta de SEO, 18 AdWords. Alea cu 18 AdWords de actualitate. Și alea cu SEO... Mi-am marketat noi, știi, ca să le-am zis, dacă vreți să veniți, mai bine faceți outsourcing, știi? Sunt, dar v-ați uitat la ele, cum arată descrierile de aia. Nu prea înțeleg. La SEO trebuie să știi de... Photoshop, cel plăcut de MySQL... Asta e, apropo de boala... De boala de mai devreme, atâta timp cât în România este o piață foarte mică și este la început, este foarte greu ca să fie un om care să facă numai QA research pe partea de SEO. Nu există. Da, oamenii cu firmă mică și caută să angajeze pe cineva care știe și Photoshop și SEO. Bine că... Dar poate nici să le repare și mai multe. Cât costă cursurile astea? Erau 3500 de euro pentru varianta coached, cu master coach, înseamnă că o să puteți să vă alegeți dintre oamenii aia, deci trebuie acolo cu cineva care să vă îndrume și să vă ajute. Iar self-paced e varianta în care e cumva un mai light, dar aveți acces la toate resursele și puteți să dați certificarea la sfârșit. Dar de aici încep vorba dacă... Ca să nu uit ceva. Acum, cred că Sorin. Sorin este câștigător locul 5 la ultimul challenge pe care l-am făcut noi la două paralele. O să fiu scurt, pentru că e puternic târziu. N-am pic să-ți fac un pic de reclamă. Dintre 11 afiliați pe care a avut noi, Sorin a ieșit pe locul 5 ca număr de vânzări la ultimul challenge. Și era vară. Era vară, summer affiliate challenge. Și acum un pic de reclamă pentru noi. Urmăriți mâine blogul două paralele, că să aveți o surpriză. O să fiu scurt, promesc câteva cuvinte despre Mike Motiv. Am avut oportunitatea de a avea acces o lună de zile la prima variantă, care este Plus TV, în primul rând. În momentul de față ne-am renunțat. Da, da. Asta e un canal mai intrat de Mike Motiv. Se poate cumpăra direct la ei. Am câștigat la un mic concurs în care am fost concurenți cu Olivia. Și, să zic așa, pe scurt, ce oferă? Sau, în primul rând, merită sau nu merită să dați 9.000 de euro de dolari pe acest curs? 900! Fără TVA! Acum depinde. Dacă sunteți începători, nu are niciun rol. Cât mai e taxa la facultate în România la master? Depinde de facultate. La ce? La 45 de milioane? Peste acolo, cam la primul plan. 4-5 mii de lei pe acolo. 4-5 mii. Da, deci 2 ani cam 80-100 de milioane, nu? Merită mai mult. Asta e ce acolo. Dacă este începător în SEO, email marketing sau PPC care sunt cursuri de acolo, în niciun caz nu merită banii aceia, pentru că cursurile sunt la un nivel destul de înalt. Adică acolo nu înveți baza, nu te învață nimeni cum să faci prea campanie, cum să faci pe resurs și așa mai departe. Deci, nu merită. Doi. Nu merită dacă nu aveți timp liber. În sensul că cursul acestea sunt timp de o lună de zile, ai acces la ele când vrei, poți să te uiți la video și la training și mai departe, însă sunt foarte multe. Dacă ai un program 9-7 și vii seara să vezi în cursul ăsta,
e destul de greu să și prinzi informația, să-și dai examenul, să și iei și să ai timp să asimilezi informațiile de acolo. Adică de asta și e bine să te duci pe 3 luni de zile, să-i cu variantul pe 3 luni de zile, pentru că în 3 luni de zile ai timp să aprofundezi, ai timp să faci doar, nu faci și PPC, să faci și cursul de SEO, chiar dacă nu ești pasionat sau nu ai dorința de a continua pe acest domeniu, însă vei avea acces în primul rând la oameni foarte buni, în sensul că ei sunt prezenți pe forumuri, pe forumul intern, adică ai întrebare, îți răspunde a doua, a treia zi Brad sau Eisenberg, de exemplu, ai acces la câteva training-uri pe lună personale, adică, de exemplu, am avut acces la 3 seminarii făcute de Brad Gates pe partea de PPC, doar pe anumite teme, pe anumite segmente, pe anumite nivele. Pe tine care, da, știm că știi și ești așa, ca o așa cumva seminariile. Ok, ajută la nivel de a te duce de rată de conversie la 1% la 2%, știi? Sunt foarte mici detalii pe care nu le știi și le afli de la oameni foarte buni, foarte pasionați și foarte foarte multă experiență în domeniul lor. Afli lucruri pe care de pe net nu le afli. Deci clar nu le afli de pe net și afli informație foarte mică, dar pentru tine care poate ajunge să converse de la 2 la 30%, care poate să înseamnă de la 10.000 de euro la 100.000 de euro venituri și profit în plus. Asta zic, nu se adresează oameni care investesc 100 de euro în PPC. Se adresează oameni care au conturi foarte mari, vorbim de la 10.000 de euro în sus, sau nu chiar 10.000, dar măcar 5.000 de euro pe lună administrați. Ce nu mi-a plăcut la curs a fost faptul că nu pot trăta o perioadă mai scurtă de timp, adică sunt obligați pe 3 luni de zile. Adică nu pot. Eu vreau să fac doar PPC și vreau să știu că o lună de zile e de ajuns să aprofundez. Sunt obligați pe 3 luni de zile, ceea ce poate fi un setback pentru foarte multă lume. Poți să cumperi și lea. Depinde odată cum vorbești cu ei, dar... Da, depinde cum vorbești cu ei, adică asta, adică... Da. Deci poți să cumperi, mi se pare că poți să cumperi. Noi am făcut doar un test, am avut niște prețuri preferențiale, în momentul ăsta nu mai vinde market multe, deci n-am nicio interes ca să... Poți să cumperi ori pe 3 luni și îți dau un discount, sau poți să cumperi lună de lună și cumperi mai scump. Ideea e că și dacă cumperi lună de lună și reușești într-o singură lună să-ți dai certificările, să te uiți la toate alea, apoi nu te mai pune nimeni să mai plătești. Dacă nu ești mulțumit în 7 zile, ai bani înapoi, adică nu e problema de tax. Adică nu ai timp sau peste renunți din vari motive, poți să ai bani înapoi. Nu știu cum, n-am în principiu că e ok. N-au fost probleme pe această temă. Dacă aveți întrebări, legat de curs. Poți să ne împărtășești un truc din cele ce zice care ai. Nu pot pe ce nu pot să iau, da. Ăla care trece de la 10.000 la 100.000. Un lucru pe care eu deja îl făceam, adică, dar nu mi-am dat seama că îl fac. Era ideea, a fost un spate foarte fain făcut, având întrebarea de cuvinte. De search intent, cele 5 niveluri de search intent. Și acolo erau foarte fain prezentate, exact ce cuvinte cheie să alegi pe... La intenție, buy la... Cycle, nu? Exact. Buy cycle și prezentat, dar și explicat foarte bine. Una este că faci să cazi un buy cycle pe și vezi un slide și ok, te uiți la el și ce faci cu el, nu faci nimic. Dacă n-ai informația din inside. Ești cumpărat ca cumpărat ca asta ce? Acum? Am fost doar... Vrei să împărtășească tot acum? Știe de surpriza pe care Știe de challenge-ul pe care... Surpriza pe care o pregătim noi pentru perioada următoare și nu vrea să mai dai din casă. Ce e foarte important, ce mi s-a părut când s-a pus accentul în seara asta, dar mă rog, părerele sunt împărțite, la Adori cel puțin Learning Center-ul ăla, sau cum se mai fi numind acum, și dați-vă certificările. Deci învățați ăla și dați-vă certificările, ca și cărți Perry Marshall,
care un pic așa, vorete, dar acum, sau mă rog, așa, și ăsta, Brad Geddes. Deci, în principiu, dacă citiți una din cărțile astea, două, Learning Center, ar trebui să fie ok. Și foarte, foarte, foarte multe bloguri. Deci, noutățile, iar nu s-a vorbit deloc. Eu pe PC și său de pe bloguri, am învățat și forumuri. Deci, nu cărți, nu altceva. Luați Google Reader sau orice alt reader preferați voi, abonați-vă la 200 de bloguri de PPC, găsiți peste tot liste, dacă nu aveți liste de bloguri, dați-mi eu un mail și pot să vă dau exact blogurile pe care le citesc. Știți de acolo dimineața, primul lucru sau seara, citiți articole despre SEO și PPC. Și trei evenimente. De ziua asta s-a întâmplat, a fost interesant din Mobile World. A fost un element relativ ok, însă după eveniment am fost la un speaker. Deja am pus în aplicare trei insight, trei informații pe care nu le-aș fi aflat. A doua zi le-am pus în aplicație ce să funcționeze, să zic așa. Adică trebuie să pui și aplicări și informații de cap la cap ca să ai parte de... Apropo de eveniment, cine a fost de aici la Sam Days? E, asta e ca orice meserie, adică nu poți să ajungi ospătar, de exemplu, fără să plătești ca să faci o școală. Nu poți să ajungi decât în foarte... Nu poți să ajungi ca să fii pilot de avion, te costă, nu știu, 50.000 de avion de curse, e vreo 50.000 de euro și nu știu câți ani. Ca să fii, nu știu, medic... Și doar în câteva țări, doar de... Poți să faci în România. Ca să fii medic, trebuie să faci facultatea de medicină și 10 ani trăiești cu 10 milioane salarii. La fel, ca să faci să uși PC, trebuie să plătești ca să înveți, că nu există decât foarte, foarte mult ca să faci pe de la zero. Cam atât, dacă mai sunt întrebări.